I-a zis datul când ceva, că o dai ca o muiere când are trei pulenia. Fă, cine pula mea te-a făcut pe tine critic? Pizdă care nu e pizdă, dar se fute pe nimic. Ești prea atent la detalii, le studiezi, că le vezi pe toate. Da, poza de ansamblu nu o vezi, dacă tot ai o părere obiectivă despre mine. Uite-te în oglindă și zi-mi obiectiv, ce crezi de tine? Cred că e o întrebare dificilă. Pula mea, ai căutat atâta timp un proști era în fața ta. Nu e nevoie să fii influențat de Biggie sau Tupac ca să fiu în stare să-mi pun în cap toată mișcarea rap. Că e la fel peste tot, în Filiaș, în Craiova, din Satu Mare, în București, și la fel și în Rahova. Aia cu gura mare și pula mică au mereu probleme și vor primi ce merită, mai târziu sau mai devreme. Asta e răzbunarea mea pentru toți muiștii care m-au atacat și acuzat fără nicio provocare. Acum păstrează-ți pentru tine scuzele de rigoare. Toți devin băieți cu mici căzut călcați în picioare. Asta e răzbunarea mea pentru toți muiștii care m-au atacat și acuzat fără nicio provocare. Acum păstrează-ți pentru tine scuzele de rigoare. Toți devin băieți cu mici căzut călcați în picioare. Că e gangsta, nu e gangsta, dar tu ce pula mea cânti? Frații tăi sunt niște muște, frații mei sunt niște mulți. Aseară am fost într-un scandal nasol, că n-aș pac în sirene, te urmăresc prin oraș. Ești sărac, treci la muncă sau scoală-te de vreme. Că degeaba o ai tăi bani dacă tu ești doar un verme. Mama vându-l la tejdea ca să am eu ce mânca. Am muncit ca o sclavă și fac omor pentru ea. În clasa 7-a îmi doream blugi largi, macii așa ai nevechi. Am strâns un an la alocație ca să-mi iau prima pereche. M-au ucis unii dintre voi proști. Vorbesc de sacrificii, dar n-au lucrat în viața lor și întrețin poliții, știi cum e? Să muncești 14 ore în continuu ca la final de lună să-ți ajungă doar să faci pinul, știi cum e? Să stai în spital 3 luni jumătate, 2 săptămâni în comă. Eu nu cred că știi ne poate. Asta e răzbunarea mea pentru toți muiștii care m-au atacat și acuzat fără nicio provocare. Acum păstrează-ți pentru tine scuzele de rigoare. Toți devin băieți cu mici căzut călcați în picioare. Asta e răzbunarea mea pentru toți muiștii care m-au atacat și acuzat fără nicio provocare. Acum păstrează-ți pentru tine scuzele de rigoare. Toți devin băieți cu mici căzut călcați în picioare. Că e gangsta, nu e gangsta, care este stilul tău? Pe ce muzică o dai la buș când ești cu o târfă bună rău? Sau poate nu e târfă, că tu ești cu băieții și te lași influențat de asta, tu și fanii tăi. Poate că tu ești un geniu, nu ești chiar așa stresat și așa trebuie să sune muzica hip-hop. Poate urmezi vânt hip-hop, poate ai tu planul tău, poate când te văd mă pic pe tine și pe stilul tău. Asta e răzbunarea mea pentru toți muiștii care m-au atacat și acuzat fără nicio provocare. Acum păstrează-ți pentru scuzele de rigoare. Toți devin băieți cu mici căzut călcați în picioare. Asta e răzbunarea mea pentru toți muiștii care m-au atacat și acuzat fără nicio provocare. Acum păstrează-ți pentru tine scuzele de rigoare. Toți devin băieți cu mici căzut călcați în picioare. Și păstrează pentru tine și părerile de bine și orice informație care are treabă cu mine. Nu mă mai opri pe stradă să-mi spui că nu-ți place, că nu mă interesează. Iar ce spui tu nu contează, păstrează scuzele și mai tragi-o la bătistă. Jumate din fanii tăi nu s-a născut, iar jumate nu există. Iar aia pe care o ții de mână știi că nu e pistă. E o urmă de femeie deghizată în muistă.